se face? S-a discutat în comisia. Da, s-a discutat în comisia. Îi dăm sau nu-i dăm? Da, să mă rog, ce ați face? Da sau ba? Eu v-am pus o întrebare. Dar voi ați discutat. V-am dat aviz favorabil. Avem comisia are aviz favorabil. Comisia a dat aviz favorabil. Acum, Consiliul Local. Depinde de dumneavoastră. Deci propune. Dacă eu sunt comisia, am dat aviz favorabil. Păi număr de parcelă aveți, o parcelă aveți. Stai să vă explic. Domnul Dimanteanu, parcelă de studiul. Comisia de urbanism a dat aviz favorabil. La ce? A statuat faptul că în momentul de față, domnul respectiv este arătat pentru agricultură ceva, iar la momentul în care la anul acesta expiră contractul, respectând la toate lucrările agricole, nu că mi-l ați luat voi. Dumneavoastră, domnul viceprimar, pe la spune. Discutăm. Suntem de acord, am hotărât în comisie, suntem de acord să acordăm, să concesionăm. Să pun la dispoziție la de la în momentul de față, greu este sub contractare de sau nu este? Numai din octombrie, septembrie, octombrie, la încheierea campaniei. Așa se spune. Cine este? Avem număr de CV-uri? Nu discutăm cine este arătat, discutăm că terenul este arătat. Ei sunt voi să-i vrea viitorul beneficiar. Dacă are arătat de pe... Pe câți ani are? Anual. În ce suprafață, ce suprafață era acolo? Cum ați hotărât, Nicu? Păi dar ce scrie în procesul verbal, domnul secretar? Nu scrie suprafața. CFU. Cât ori solicitat, cât e? Da, nu. Deci dumneavoastră a solicitat o suprafață, o parcelă care să aibă lungime de minim 300 de metri lungime. Lățime numărul pe ea se interesează. Să ia fost identificată de compartimentul agricol, o parcelă, sub cenușă. Unde a fost acolo? Ne-am uitat pe el. Aveți numărul de CFU, aveți la domnul. Hai zis că o să ne este mărțit. Nu e o harta. Doar asta e doar parcelă cu parcelă. Da. Ne dați un... A, nu avem un document, scriem ce vorbim. Dar am dat o documentată la cerere. Cum cred? Avem un legat și 15 ani acolo. Parcela numărul 5557 pe 3. Vă rog, doamna Nina, parcela. Discutăm de 6 ore același lucru, pentru că pierdem vremea. Serios. Am vorbit în comisie.